dar îmi lucește chilia mea de la un kilometru și deranjez lumea. Am a doua meserie de dacă. Ea e fată, mâine pe mâine trebuie să căsătorească. Las-o, nu bludnicie. Și cât ai chinuit-o, spune. Hai. Plângea! Asta eu nici într-un caz nu plâng, dar da, vorbesc realitatea ca să fiu înțeles. Da. Pensie o să aibă Anatol Bibă. Să jeluși cu cât omul, știi, mai sărac, da, el e de-a nostru. Am cântat un concert pe un purcel. Apoi purcelul celea până în ziua de azi vine. M-am săturat eu de zvizdourile astea. Că am avut așa numiți prieteni în ghilimele, care am fost folosit. Anatol, un lot de pământ ceva. În pulsația orașului, în ochii necunoscuți, în culorile vibrante ale istoriei. Deschizi ușile visării, trecutului, prezentului și viitorului. Este cuceritoare și de o naturalețe irezistibilă. Fetească albă, descoperă inspirația autentică în nobilul spumant brut a priori oaie. Aura, într-adevăr, uite, avem cu Irina niște amintiri extraordinar de frumoase, ceea ce ne leagă de Palatul Național. Dar vezi că sunt venit de unul singur, invitat, dar oricum vorbesc la plural, de frații Bibă. Da, dar știi, dar cum, de pe, fapt, voi, pe voi lumea, într-adevăr, așa vă e la pachet, cumva. Da, da, de asta nu știu cum, știi, chiar și am acceptat, pentru noi de fiecare dată, duietul frații Bibă, știi, da, împreună. Ah. Ei bine, eu... Dar tine asta te supără că lumea așa vă ia la pachet? Ai fi vrut așa totuși să facă diferența, așa? Să facă diferența. Nu cum diferența, adică să vă iei pe fiecare în parte, așa. Nu, mai bine mi-ar plăcea... La pachet? La pachet. Serios? Nu, știi cum toți anii ăștia împreună și când acum ne disparte, parcă am senzația că ceva, știi, rupi din mine. Știi? Nu știu, asta e părerea mea. Am înțeles. Dar, de fapt, pentru emisiunea ta. Da, dar tu știi că eu chiar mi-am propus ca invitații mei să vină de unii singuri. De ce? Fiindcă atunci când vin doi, în trei, cumva știi cum... Corect. Vorbești din, exact cum ai spus tu, la plural, din partea la toți, una la mână, și nu reușești totuși să scoți din fiecare esențialul, știi, și mai vrei. Salutare, Liliana! Înțelegi? Da, și de-aia, cumva am chemat-o pe Irina și am zis că neapărat să o chem și pe Anatol. Și cât timpul vine. Mulțumesc, bine că suntem sănătoși și am ajuns la emisiunea ta. Cu toate că... Știi, cum ți-am spus, schip în timpul ăsta suntem ceva. Că ți-am spus că zodia mea este balanța și eu mă cântăresc. Și după aceea ți-am spus, scute, cam o stimă și un respect față... Apropo de balanță, de ce tu în câteva zile ești omageat. Da, măi, dar asta pe urmă. Hai, uite, vreau să... Da, ce? Hai, că nu vrei, nu, dar eu știu de ce. Dar eu știu de ce, las că eu spun de ce, eu nu vreau să spun de ce, eu nu vreau. Uite, tu mi-ai dat întrebarea și noi suntem... La palat, hai, la, da, spune. Și pur și simplu eu vreau, uite, ca să nu uit gândul. Într-adevăr, aici, în primul rând, mă leagă pe mine... foarte mult, adică de multe ori mi-aduc aminte când am pășit pentru prima dată în scena Palatul Național. Asta a fost în anul 1986, pe când activam în formația legendară Contemporanul Noroc, alături de fondatorul, da, și conducătorul acestei formații. De ziua Comsomolului, tot toamna, și mi se pare că 29 octombrie. Uh-huh. Da, după aceea, uite, așa a fost să fie în anul 1990, lansarea fraților Bibă, ca să scriem în studioul lui Valeriu Galupa, da, și Lușa Dobrov, aici, aici la etajul 3, da, dacă aduce aminte. Sigur, eu am primat acolo niște. Florile Dragostei. Pe text de Adrian. Da, 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 pe text de Adrian Sandu. Da. Anul 1990. În 1994 am avut primul spectacol solo, frații Bibă, la Palat. Și sigur, uite, până la ziua de astăzi, atâtea spectacole frumoase cu colegii noștri, Searate de Creație, cu colegi din România, colegi din Rusia, am avut spectacole. Și anul ăsta chiar am avut un spectacol la 80 de ani al lui Nea Mihai Dolgan. Acum se dea Dumnezeu să fie spectacolul
Leduții Botezatul, da, care face 75 de ani, da, 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 să dea, da, Dumnezeu multă, multă sănătate, uh-huh, costumesc și o respect, și, și 55 de ani de activitate scenică, pentru că ea a fost prima și până la ziua de astăzi informația contemporană, noroc, noroc contemporan. Bine, dar hai să vorbim despre faptul că doamna Botezatul face 55, dar tu anul trecut, pare mi s-a făcut 40 de ani de activitate artistică, așa-i? 40? Anul trecut? Știu 40, că a fost. 40, da. 40, da. Eu mi-amintesc că ai fost la un interviu, da, și ai vorbit 40 despre asta, așa, dar că a 40 fost, de ani de activitate în postură de autor. Păi da, profesionist, am înțeles. Da, da, da. Nu, ce ține de autor, noi... uite, nu, nu, adică hai, da. Hai să, hai, uite, chiar aș vrea aici un pic să ne oprim, fiindcă lumea des ori pe tine, apropo, te percepi doar ca Anatol Bivol, parte componentă a fraților Bivol, cel care e cu garmoșca, da? Da, cum, da, da, da. Cum ne-a botezat lumea, garmoșca. Da, da, cu garmoșca. Da, da. Dar mai puțin, poate mai puțin, dar eu nu cred, că mie mi se pare că lumea cumva știe că toate piesele voastre sunt notate de tine. E, tu ești autorul muzicii și a textului, corect? Nu, 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 nu. Muzicii. Da, 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 a muzicii. Da. Dar încă ceva, Anatol, iată, aici probabil mai puțin în lume, că tu ești nu autorul muzicii doar a pieselor voastre, dar a multor, multor altor piese cântate de alți interpreți. Da, și formații. Exact. De la noi. Ia spune-mi, te rog, eu, de exemplu, știu de Toamnele, care cântă da, Catarsis. Da, 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 primul... A primii au fost noroc, da, exact, da, exact, fost, a fost noroc. Dumnezeu să o odihnească Mihai Dolgan, cu Liduța Botezatu, da, ei au cântat, au fost cei care au cântat primii Toamnele. După aceea, sigur că mi-a preluat-o băieții, m-au sunat și ne-au cerut-o să o cânte ei, Catarsul. Da. Și la fel au făcut-o în felul lor, mie îmi place. Știi, uite, cu piesa asta, Toamnele, după aceea, când lumea, cineva cunoștea, cineva nu cunoștea că mi-aparține muzica, atunci încerea la spectacolul nostru Toamnele. Mm. Și eu m-am cântărit o habă de vreme și după aceea am spus, măi, dar de ce nu? Autorul este în viață, de ce să nu cântăm noi cu Irina piesa care mi-aparține, știi? Da. Dar peste ani, peste ani buni. Și iată, la noi în program s-a ivit piesa Toamnele, dar cel mai, cel mai pe mine m-a impresionat, acum vreo 10 ani, un grup de copii, de la mic la mare, mi se pare că colectivul se numește Romanițe Muzicale. Aura, atâta de sincer au cântat frumos, piesa au asta, cântat, da? Au cântat copiii, că mie, eu prima dată când am ascultat, mie îmi dădea lacrimi, știi? Eu mai am ce spune, înțelegi? Adică Dumnezeu, bunul Dumnezeu e bun cu mine și îmi mai dă niște note, pentru că datorită, eu acum am a două meserii, datorită nepoțelor mei, 5 la număr octombrei, voi dici, ei îmi dau așa un pozitiv, că știi, uite, mergând de la ei sau vin ei la, și peste o zi, două, uite... Îți vine cad, muza, da, 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 și eu le-am spus, de când o să crești smart, că e bunul Tolea, mă numesc, când o să crești smart, bunul Tolea, o să vă spun că voi ați fost coautorii muzicii. Muzicii. Da, tu da, da. Tu mai ai posibilitatea că... să scrii niște piese pentru copii, având nepoți. Știi, eu le-am, la compartimentul ăsta, ți-aduce aminte anii 90, da, câte piese, piese, da, multe copii, piese, da. Am avut undeva la număr vreo 11, 12, Vaselică, Vaselică, da, 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 da. Zilele săptămânii, ciocolata, cântăreața, da, da. Apoi iată, astăzi, generația, de acum, copiii ceia care atunci erau, adică anii 90 erau la vârsta copiilor, astăzi ei sunt mai mici și tătici. Da. Și copiii lor astăzi îmi cântă aceste cântece, știi? Da. Și n-am, Aura, sincer îți spun, nu am decât să mă bucur, pentru că mie mi se pare că pentru noi, da, autorii, compozitorii, textierii, poieții, interpreții, asta este cea mai mare bogăție. De acord. Când rămâne peste ani, când rămâne peste ani, uite, și tu ai același noroc. Da. Tu ai avut noroc de Geta, Georgeta Voinovan, care s-a scris niște piese, care pe tine te-a lansat și în ziua de astăzi se cântă și exact, lumea le cunoaște. Păi pentru e că... foarte, foarte mult contează să-ți găsești compozitorul. Compozitorul, autorul, da, pentru că, da, știi,
Din păcate, cam interpreții, poate nu interpreții, că mi-ai spus cu multă lume, da, dar știi din ce considerente, nu cunoaște că eu sunt în postură de autor, pentru că cunoaște în primul rând interpretul, știi? Da. Și jurnaliștii, vina jurnaliștilor, că niciodată practic nu spun cine este autorul, da, sau compozitorul. Și eu mulți ani de zile am stat liniștit în banca mea. Ei, și modest. Mai este ceva, Anatol, tu ți-amintești pe timpurile cele, hai zicem, care bune, rele, cum au fost, da, dar au fost timpuri, nu timpurile rele, noastre. Cel puțin exact, pentru perioada noastră, în artă a fost bine. Tu ți-amintești atunci când se interpreta o piesă la radio sau la televiziune, neapărat era anunțat sau scris autorul muzicii, da, autorul textului. Da. Deci oamenii își cunoșteau nu doar interpreții, dar știau compozitorii pe nume. Știau că ăsta e Eugen, da, Doga, știau că ăsta, da, e Anatol Chiriac, da, că ăsta e Gheorghe Mustea, că ăsta e Mihai Dulgan. Da, Constantin, da, care nu cântau, dar lumea știa, da, cine, da, sunt, da, ei. Da. Acum, nu că autorii muzici, nici interpretul nu se anunță, piesa sună și du-te și știe pe cine eu cântă. Mai ales mie, de exemplu, tineri interpreți, eu nu pot întotdeauna să deslușez cine că tu îmi place piesa, habar nu am. Hai că dacă cântă cineva deja pe care îi cunosc de mai de mult din generația aceea și după timbru îi cunosc și poți zic, a, uite, ăsta, da, e Ion Surceanu, ăsta e Adrian Ursu sau ăsta e, nu știu, da, cine, da, acolo. Da. Știi, deci eu imediat îi recunosc. Dar dacă este tiner interpreț, n-ai cum mai să știi cum îl cheamă, cine i-a scris. Și apoi știi cum, dacă interpretul nu are, pe timpul nostru spunea șlagăr, acum hit, da, da. Dacă nu are, el poate cânte o viață întreagă. El nu este recunoscut de lume. Exact. Numai cum interpretul are un șlagăr, cum el devine iubit de public, știi? Exact. Pentru că o asta o mult, de mult, rezistență, da, așa, da, de rezistență și pe mulți ani de zile. Și eu de ce spuneam vorba? Că stăteam liniștit în banca mea și la un moment dat, peste ani de zile, am hotărât singur ca să spun, cu modestia mea toată, da, să-mi spun că asta muzica mea aparține, tararara, pentru că duetul fraților Bivol, din ce constă? Dintr-o interpret și un compozitor. Da, da. Autor. Autor. Eu nu mă, da, numesc compozitor, da, autor. Și acordeonașul care ne-a purtat și ne poartă și sper să ne poartă în noroc. Da, ăsta este, cum talismanul, se numește, a vostru. Talismanul, da, nu știu talismanul, dar așa numea lui. Da. Nu știu cum voi ați gândit, dar asta, într-adevăr, este... Deloc. Așa, așa a fost să fie, că dacă gândeam, cred că nici nu era să fie. Corect, el este a treilea membru. A treilea membru. De fapt, sunteți trimul. Da, da, de asta și spun. Irina Anatol și Gărmoșca. Nu am treabă, nu am învățat școală de acordeon și așa. Dar eu, știi cum, mă bucur foarte mult că lumea îndrăgită instrumentul ăsta, da, 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 și pot să însel câteva note la el, să-i dau o culoare, exact, să fie a fraților Bivol, semnătura, da, frații Bivol. Exact. Asta mult înseamnă, mult înseamnă, nu că după peste vreo câțiva ani de zile mi era greu, da, știi, mă gândeam, băi, nu o să deranjeze, da, 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 adică nu o să fie ca un clișeu și, da, și eu mă străduc cât mai puțin. Deja să... Da, cât mai puțin. Clar. Am înțeles. Anatol, eu zic să mergem totuși în studioul nostru, nu că n-ar fi. Timpul, da, e minunat. E nemaipomenit. Avem o toamnă, dar tu auzi acolo un... Da, da, da. Unde este, cum se numește? Mai da bine, știi ce mă, nu bucur că lucrează, că lucrează. În sfârșit, să fie pietonala asta terminată, da, că am înțeles că au ajuns la un consens. Și iarba se cosește, e frumos. Da, lumea, da, își face, da, da, da. Auzi cum ne facem noi treaba, meseria, da, treaba așa, da, se face. Da, dar poate să deranjeze nimic. Deci mergem mai bine în studioul. Da, că eu, da, că eu de acum în studio am să-mi scot și ochelare și chepiu. Dar știi de ce? Dar știi de ce, măi? Dar știi de ce? Uite, uite sincer, dacă îmi, da, dai voie un minut. Măi, nu, eu aș merge fără chepiu, fără asta. Dar îmi lucește chilia mea de la un kilometru și deranjez lumea. Și atunci, ca să nu deranjez, nu-mi place să deranjez lumea, știi? Da, da, și atunci, da, da, uite, cât de cât, măcăruți fiu așa, merg. Dar la spectacol sau interviuri, când suntem în căpere, da, n-am treabă. Nu mi-e rușine de chilia mea. Da. Că-i să mă întreb mai departe și o să... Ce? Lucește, măi, lucește. Apoi că auzi, să mergi în studio și aș mă dau cu pudră. Da, apropo, uite, s-am dat și o sticlă de apă. Ca să vezi? Da. Da, dar tu, ăștia, apropo, e partenerul nostru, să-mi ies calcalea și nu-i pur și simplu sticla cu apă plată. E una, este foarte și foarte deosebită, are un pH 9,36. Deci ea chiar e benefică. Pentru sănătate. Da, pentru sănătate. Vă mulțumim, exact, mult. Da, cu drag. Hai. Îmi place. Poți să omulete chestii la mâini. Dar tu știi că mie îmi place.
Îți plac, așa? Și asta, și sunt cadonate. Iată, de exemplu, brățară. Uh-huh. Și cu... de la 40 de ani ai mei. Dar eu știi cum, eu deodată când văd, iată, astfel de bărbați în stradă, știi? Îmi dau seama că... Îmi dau seama că ei sigur au de-a face cu coarta. Coarta, știi? Oamenii de artă, ei sunt pasionați de bijuterii, de toate ele. Așa, Anatol, hai că am venit aici la noi, liniște. Clar că afară, păcat să nu te folosești de timpul ăsta frumos. Tu vezi ce toamnă avem frumoasă. Toamnele în Moldova. La Moldova, tu ai zis la Moldova. Toamnele. Da, e frumoasă. Și la noi luna septembrie e minunată. Dar și aici, în studioul, chilia ne lucește mai frumos. Da, da, da. Știi, ai ți-am spus că în studioul te las pentru că suntem... Da, am înțeles. Dar să-mi spus că, apropo, pe mine nu mă deranjați deloc. Eu n-am înțeles pe cine-i deranjați și de ce-i deranjați. Nu, nu, nu. Eu am spus în felul următor. Nu vreau să deranjez lumea, că mă pricepe cum sunt eu, știi? Și, da. Și mie nu-mi place uite, chestia asta. Adică asta e motivul. Da, și eu mai bine să trec liniștit prin lume. Da, cineva poate să mă priceapă, știi? Și, uite, chiar mai ieri m-a recunoscut un... Așa, eram închid pe ochelari, știi? Și m-a recunoscut un bărbat și îmi spune bună ziua, domnul Atol. Și eu am răspuns, să trăiți. La care el îmi spune mie, zice că nu, dumneavoastră să trăiți pentru că faceți lucruri frumoase. Știi? Frumos, plăcut. Da, da. Da, da, da. Chiar și așa mă pricepe, dar oricum eu mă strâng. De iată în studio, la spectacole. Și vreau să adaug că mie nu mi-e rușine cam chelie. Da, eu poate la anii mei cei tineri și frumoși, știi? Doamne, câte proceduri făceam. Pentru că din armată am simțit cum cade părul. Tu n-ai fost la mărină? Că de obicei ești care la mărină. Nu, eu la grăniceri am fost. Și, dar a început așa să cadă tare de tot. Știi? Genetic, mă trezeam dimineața, genetica. Și perna plină de... dar până la armată, n-ai să crezi, am avut un păr, știi, ca la arici. Eu, ca să-l dau într-o parte, trebuia să-l ud. Așa de aspru era. Știi? Eu nu m-am gândit niciodată. Și des? Da, uite, și des tare. Și chiar scurioasă de vă depus. Da, da. Avem o poză în clipul nostru... piesa care se numește Cartea Vieții și acolo este, este și dacă, cu da, da, este unde noi privim niște am poze înțeles. Cu Irina. Da. Am înțeles. Gândure întoarse ce ating și lasă un regret plăcut. Dar știi, asta cred că e genetic. Dar vreau să povestesc o istorioare pentru mine mi-a rămas pentru toată viața. Pe la sfârșitul anilor 60, la noi în sat a venit primul cosmonaut Yuri Gagarin. În satul nostru natal, Cojușna, știi? Și îți dai seama, tot satul de la mic la mare s-a adunat în centrul satului, în casa de cultură și noi copiii la fel. Eu eram cu verișorul meu. Și iată când s-a coborât Yuri Gagarin din mașina Ceaica, prezentabilă pe timpul ce ala, știi? A trecut pe lângă noi, s-a oprit, pe verișorul meu, Mișa, l-a luat în brațe, dar mie mi-a pus mâna pe creștet. Îți dai seama și eu zic, așa în glumă zic, da. Cred că de atunci s-a făcut legătura cu cosmos și a început, știi? Nici te-ai făcut așa o legătură. Da, eu așa, da. Sigur că în glumă, dar uite, n-am să uit niciodată, știi, momentul ăsta, da, că eram frumos, copii. Frumoasă știi? Istorie. Da. Anatol, uite, eu, pur și simplu cei care o să privească acum o să vadă că aura stă cu paharul în mână. Hai, dar tu nu. Mare plăcere. Dar de fapt, hai să recunosc că Anatol ne-am servit un pic din pahar. Da. Eu încă n-am reușit. S-al gust mai. Da, da, da. Apropo, e partenerul nostru, a priori wine, e spumant. Ăsta e rozie, îmi pare că e muscat, dar e tare gustos. Aura. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Afară cu apă aici mea. Cu spumant. Ca la gospodar. Mm-hmm. Știi cum, în spațiu public bem apă. Dar ești sănătos. Dar aici putem să ne permitem să ne relaxăm. Da. Și dăm bine, moale. Minunat. Eu aștept întrebările. Da, deci nu te mai întreb ai privit sau n-ai privit. Cu siguranță ai privit. Fiindcă eu mi-amintesc atunci când te-am sunat. Dar tu spui da, Aurica, da, zici că Aura, Aura, da. Când noi ne cunoaștem
Dar nu-mi zice Aurica, la... mi-ai spus nu, Aurica. E bine, eu așa, da, a, de fapt da, Aura dar nu e problemă, ei, nu, 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 dar eu țin minte încă de la, de la colegiu. De la colegiu, știi, exact, când și acolo eram Aurica, 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 exact. Da, da, da. Da, apropo, noi ne cunoaștem de la Neaga. Da, numai că tu, viață, tu erai la... El era la corespondență și erai deja în formația noroc. Da, da, și eu eram după clasa nouă, da, 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 eu eram da, mai da. Copilaș. Cu Irina eu am învățat la aceeași catedră la dirijat, da. Numai că Irina era cu două cursuri mai mari, așa, pare, așa, sau da. Cu unul, nu mai țin. Dar oricum de acolo. De acolo ne cunoaștem, da. Eu mi-amintesc de voi, de tine și de Mircea Guță, Dumnezeu să-l da, da, erați împreună. Împreună. Și cu Valeriu Cordeneanu. Și cu Valeriu Cordeneanu. Așa, da, 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 în trei voi erați, trei, da, exact. Da, 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 da. Exact, exact. Ei erau în formația Colinda. Da. Cu Anatol Roșcovan, Corie, Dumnezeu să-l odihnească. Uite, măi, câtă lume sunt da, doamne. Doamne, ce vorbești? Da, ce da. Vorbești? Bun, Anatol. Da. Nu te întreb dacă ai privit, am înțeles că ai privit. Fiindcă tu mi-ai spus că, uite, că de la tine de-am al doilea an emisiunea. Și eu mi-a dat seama, uite, Anatol e la curent. Înseamnă că tu vrei, nu vrei, ai privit. Câte ceva. Atunci, dacă tot ai privit, hai să trecem imediat la prima noastră rubrică, care se numește Eu știu cine sunt. Adică timp de un minut, tu trebuie să te prezinți. Cine este Anatol Bivol? Cine este Anatol Bivol? Iată, sincer, să spun, rubrica asta eu nu am privit-o. Să fiu sincer. Da, nu, da, da. Eu priveam, știi, ce e mai mult publicitate la, la colegii noștri, știi? A, teaser-urile priveam. Mă înțelegi? Da, 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 uite asta. Bine, hai, am să spun ce e. Tot e bun și asta. Cine este Anatol Bivol? Hai zi. Mai, Anatol Bivol este un om simplu, un om sincer, un om punctual, un om... cu familie, da? Soția, Parascovea, două fiice, Donița, Luminița, cu ginerii, doi, la fel copii, Vlad și Sergiu, și cinci nepoței, cum am spus, la număr, octombrei voinici, de la 10 ani, până la un anișor și două lunișoare. Uu, da. Și ai spetești băieți, da? Vlad, da, Vlada, Delia, Timur, Damir și Milena. Aha, trei nepoțele și doi nepoțele. Da, da, da. Și uite, cei mai mari sunt la școală, la grădiniță, și eu acum, eu pe toți am dădăcit, știi? Și eu acum sunt cu Milena, cea mai mică, merg în fiecare zi, eu... Când mă întreabă lumea, Anatol, unde mergi? Zic, la muncă merg. Am a doua meserie de dacă. Așa că eu fac, acum, cum să zic, experiență, da? Da, da, da. Pe nepoței mei și mare lucru să nu-mi deschid asociația de dacă bunutolea, că așa mă numesc. Da, așa foarte... că oameni buni, dacă da, ceva, da, cumva... Știi că e tare bine plătit, știi? Această... Dar mie îmi place așa... Meserie. Știi? Dar așa... Aura, tu să mă vezi cu ce dragoste merg eu căruciorul, e, practic, de... în fiecare zi, cu nepoțica Milena, ea doarme, știi, pentru dacă să stai pe loc, ar putea să doarmă jumate de oră, dar eu merg undeva la două ori și ea doarme liniștit, știi? Faci, da, da, și eu mi-am face așa o plăcere și mă bucur foarte mult. Copiii nu sunt plecați și sunt cu noi și îmi permite, uite, să fiu lângă ei, lângă nepoței. Asta mult înseamnă să vezi cum ei cresc. Da, sigur că alte generații cu totul, alte gânduri, caractere diferite, știi? Dar oricum, știi? Eu am spus așa, noi bunei, îi putem să-i alintăm, să ne jucăm, să-i educăm în... Da. Dar zic, dar voi părinții trebuie să aveți grijă, să-i educați și să aibă cei 7 ani de acasă. Da, bunii au dreptul să alintă. Da, corect. Noi da, aici sunt de acord. Voi, da. Da. Cine sunt cineva dar trebuie să-i alintă? Părinții, corect. De acord. Pentru că eu vreau să menționez aici, eu nu am avut posibilitatea asta când fiicele mele s-au născut, da, sau au crescut. Pentru că eram în turnee, eram o lună, două, trei în turnee, știi? Și eu am spun așa, cât de repede zboară timpul, pentru că eu la prima fiică am văzut-o la o săptămână de la naștere, a doua fiică am văzut-o la trei luni de la naștere și după ce m-am trezit într-o bună dimineață la grădiniță, a doua dimineață școala a absolvit și a treia dimineață m-am trezit socru mic. Da.
Mă înțelegi? Adică, uite, și datorită soției mele, ea a avut grijă și a răbdare și a educat și a crescut fiicele. Da, deci acum recuperez. Da, acum recuperez, da, uite, cu nepoții. Tocmai ai spus, datorită soției tale. Cam ai spus-o asta, da, știi? Da, dar eu stau și mă gândesc, datorită soției tale, zic, totuși, uite, ce înseamnă să-ți alegi consoarta corect, știi? Adică, nu oricare femeie ar putea accepta chestia asta, știi? Că ești plecat, că vii când ești plecat. Avem, că... știi, un grav, ei, ce să spun, dacă eram la Niceea o săptămână sau câteva zile acasă, era sărbătoare. Da. Acum s-au schimbat timpurile, știi, și acum îmi permit să fiu acasă, știi, de acum noi putem să alegem graficul de lucru. Cu toate că noi acum, frații Bibul, un pic activitatea, da? Am stopat-o pentru că Irina a fost plecată cu copiii. Că așa a fost o alegere, știi, mă rog, fiecare avem familii diferite. Și noi, oricum, chiar dacă noi nu activăm concertistic, pe plan concertistic, dar, cum spuneam și afară, bunul Dumnezeu este bun cu mine și mi-a dat niște note și anul ăsta, vara, am avut... cum să spun, bună dispoziție și chiar mi-am făcut o sărbătoare eu în postură de autor să merg, muzical, să da? Merg la studio, da, și două piese am imprimat, care o piesă este închinată, am închinat-o împreună cu textierul Adrian Sandu, care de la bun începuturi, da, Adrian mi-a scris nouă Florile Dragostei textul și după aceea Casa Mare, Marcă și Mare, tot, știi? Și chiar recent lucrăm cu el și iată piesa am închinat-o sportivilor de la mic la mare care vor să devină campioni sau cei care au devenit campioni. De fapt, nu este un himn, dar este o încurajare. Această piesă este o încurajare pentru sportivii noștri moldoveni. Tu, în afară de piesa Toamnelor, tu, cu siguranță ziceam că tu ai scris multe piese și pentru alți interpreți. Ia mai spune, care sunt ele, ca să știu și eu, dar să știu și alții. Auzi, hai să spun așa... Cui eu ai dacă, scris tu? La mulți, acum mie, știi cum, n-aș vrea să supăr că pot să uit, dar uite, hai să spunem așa, pentru Ricu Vode am scris piesa August. August, August, iubirile, August, August, adunere. Asta e a ta, da, mamă ce frumoasă. Da. August, asta era August, iubirile, da, da. Ah, da, și Ricu, da, cântat-o, minunat. Da. Știi, atunci când am plecat de la Noroc, împreună cu Ricu, cu Adrian Sandu, noi am format formația Faguri. Știi? Și da, atunci eu i-am închinat piesa asta lui Ricu, împreună chiar și cu Irina. Da. Hai să spun a doua piesă, care cântă Olga Ciolacu. Am primat-o anii 1990 cu orchestra folclor. Cântăm lăutar ca de zile mari, cântăm tarara și apoi am să... Da, știu. Wow, aduce aminte piesa asta, da. M-aș duce câteodată la o crâșmă îndepărtată unde cântă lăutar. Să stau până dimineață la un bădișor în brațe și să beau din vinuri tari. Hai, mă duce un crâșmar, un vin de cotnar. Așa, da. Iată, vezi? Da, știu că s-a sigur. Hai să trecem la cine? La colegul Gheorghe Țopa. A trecut încă o seară și mai trece încă o zi. Te aștept a câta oară, dar... Nu știu de veni, da. Dă-mi sărutul pe o brățară, dă-mi a tale buze moi. Și o seară iar în doi. Da, și o seară iar în doi. Da, mamă. A trecut încă o seară și mai trece încă o zi. Te aștept a câta oară, dar nu știu de vei veni. Măi, tu știi, pentru mine descoperiri. Eu știam că tu ai scris pentru multe lume, dar vezi că nu știam care da. Lume. Ai mai zic îmi place. Măi, da, știu-te acum. Voi să le puneți? Da.
Hai, la momentul de sincer, de nu îmi vine, pentru că piesa care anii 90, Ion Surceanu cu Irina, eu dansez, tu dansez, până se va lumina. Da, asta știam, asta știam. Ei, bine că asta frate Bivol exact. Și da. Domnul Surceanu. Nu, bine, dar uite, Aura, țin minte, ți-am propus o piesă. Eu țin minte da. Atunci, eu țin și, minte. Ei, nu știu, parcă nu m-am regăsit da. Eu atunci în piesă. Dar iarăși, iată când îmi dă... Amuiesc chef să-mi pară rău, când îmi dă bunul Dumnezeu niște note, uite să fie piesa prea frumoasă, dar nu este a fraților Bivol. Aha. Și atunci eu aud o voce a unui interprete sau unui interpret. Și atunci mă auzeai pe mine. Știi? Dar atunci eu te auzeam pe tine, aha, pentru că la fel tu ești așa, uite, de-a noastră, știi, îți place și da. Știi, dar tu poate, nu știu, așa gândesc eu, tu poate ai priceput-o altfel, poate nu este, poate știi, mult, poate ar, mult contează starea, starea de moment, perioada în care a fost. Câte ce m-am gândit, chiar cu Irina m-am gândit. Da. În fine. Dar eu gata, vreau... tu mi-ai propus-o atunci când, deci cum știi, cum percepția ta, aura, luminoasă, pozitivă, chestii, dar eu eram într-o perioadă, nu cea mai fericită a vieții și probabil nici de cum nu se fac și ce mi-ai propus. Da, ei, dar știi, asta nu înseamnă că nu se poate de mai aici ca da. Ia stai un pic. Da. E una să faci piesă, da. Dar ea sună la radio, asta am vrut să zic. Acum e mai complicat să ajungi la radio. Da, iată, eu am să fiu sincer și corect. Da. Pentru că suntem colegi, de fapt. Da. Mi-ai dat întrebarea asta, îți mulțumesc. Niciodată frații Bivol nu au mers la un post de radio sau televiziune, da? Sau televiziune, știi, să nu fim invitați. Nu ne-am cerut niciodată. Cine a avut nevoie și plăcere de muzica fraților Bivol și de frații Bivol? Noi mergeam. Așa. Niciodată nu am plătit. Sincer spun, niciodată nici la un post de televiziune, nici absolut, la un post de radio nu am plătit. Acum, cu care am spus că pauza asta, undeva noi vreo 2 ani de zile, nu am mai scos nimic pe piața muzicală. Și acum am dat la câteva posturi care, de fiecare dată, știam eu, postul cel la postul cel la postul cel. Sigur că toate posturile nu poți să le asculți și să ai grijă, mai transmiți sau nu, dar uite ce se întâmplă. Piesa asta, Campion, care se numește, chiar primul post, pot să spun? Da, sigur, toate posturile spui, da. Radio Noroc. Da. Și uite, Valeria da. A cerut ca să fac un interviu la telefon, știi? Da. Și am prezentat piesa și am spus, mai Valeria, uite, am adus un produs nou a fraților Bivol, dacă, uite, prindi formatul este a norocului, n-ai decât, uite, cum vrei tu, odată pe săptămână, odată pe zi, odată în lună, nu ia, știi cum să spun, că ia și blugicește lumea. Uh-huh. Nu, da. Și ce să crezi? Dar la mine acasă este radio Noroc la bucătărie. Uh-huh. El prinde bine și așa place și mie. Și știi că uite, vin la bucătărie sau dădăcesc cu nepoțica sau nu știu ce și hop, piesa asta de acum o aud a treia oară. Dar s-a dat în eter de săptămâna trecută. Uh-huh. Și adică îmi dau seama, nu știu, la celelalte posturi, uh-huh. Nu pot să spun. Dar cred eu că eu de fiecare dată întreb, măi, fiți sinceri, spuneți-mi, este formatul vostru, adică, uite așa, dar formatul radiourilor care aduce muzica fraților Bivol până acum, cred că același a rămas, nu? Da, evident. Dragă mea, dar eu stau și mă gândesc acum, măi, format în format, măi, cum noi să nu stimăm al nostru produs, da, autocton, știi, în orice ramură și stimăm ceea ce ni se aduce de psihotare. Da, cu toată stima și respectul. Dar, uite, ea merge în Europa sau merge în Statele Unite și să vezi, o să promoveze muzica? Nu. Ei nu lasă să promoveze muzica străină. Ei promovează doar a lor. Da, ei o ascultă. Ei merg la spectacole. Știi? Dar noi ce suntem? Iată, știi, din păcate asta este. Și atunci poți, cum spui tu, știi, poți să ai o piesă, două, dar nimeni nu ți-o cunoaște, băi. Dar piesa acasă, poate și, într-adevăr, are și vers frumos sau text sau muzica, interpretare, dar dacă e, nu este auzită, nu este promovată, asta, cum lumea s-o cunoască? Eu despre asta și zic, folosul de la atâtea posturi de radio, dacă înainte erau
două, maxim trei și făceai o piesă și ți-o știa toată țara. Ți-a aduce aminte pe timpuri. Sigur. Cum luptam noi ca să deschidă posturi de radio mai multe, exact. Care să fim promovați și acum ce se întâmplă. Eu acum am senzația, înainte într-adevăr, era un post de televiziune și un post de radio. Radio, da. Și uite, astăzi piesa era la radio sau la televiziune. Și mâine știa a doua zi, toată Moldova cunoștea. Acum eu am senzația că lumea nu aude și nu vede. Uite, sau poate e prea multă informație, și știi? Tot, da. Multă informație și, din păcate, uite, cea mai proastă, să zic așa, informație, ea prinde, mai ales la generația tânără, din păcate. Și dacă este un cântec, convers sau context frumos, asta nu prinde, tu îți dai seama, știi? Da, ce e și eu nu e simplu digerată și ești prinde, da, că nu trebuie să pui mintea în mișcare când... Da. Mai ales dacă este promovată la greu și tu știi, numai ce ai spus. În mare parte, aceiași tineri interpreți sau ei promovează la greu piesele lor contraplate, radiourile, deoarece sunt acum private și ele sunt pe cont propriu, ele acceptă așa ceva și pe noi ne mirăm de unde avem astfel de muzică. Și știi, poate până la urma urmei, mă rog, fiecare are loc sub soare și să cânte, asta e viața. Dar uite, știi, ce educăm noi? Mai departe, ce educăm noi? Da. Azi, mâine, păi mâine, eu mă uit la nepoței mei, ce muzică ascult. Eu vreau să spun că eu sunt foarte fericit, le place piesa Zurgălăie. Uh-huh. Soția mea are în mașină CD, știi, cu frații Bivol. Și apoi, dată e de la grădiniță, când era. Nu mai Zurgălăie. A rost CD-ul, vreo două CD-uri le-a rost, știi? Da. Și mă bucur măcar și doamnele. Mă bucur că, uite, măcar două piese care lor. Restul, știi cum poate? Fuuu, bunătole. Da. Înțelegi tu? Da, adică e depășit. Da. Adică, da. Dar cel mai mult am fost impresionat atunci când în 2015 am avut un turneu cu Irina în Statele Unite. Și am avut un spectacol în New York. Și au venit băieții Igor Mișcoi cu Victor Cocieră, da, știi? Și după spectacol am, știi cum se face, am stat la un banchet, la un 50 de grame și Igor Mișcoi îmi spune, zice, Anatol, dar tu știi că eu îți cânt piesa ta Toamnele, la care eu așa în glumă zic, Igor, iată eu n-am știut că și americanii o să-mi plătească dreptul de autor. Dar el, a făcut un aranjament, mie nu-mi dădea în cap, pentru toți, practic, am cântat în stilul ăsta și cântăm în stilul disco. Da. Dar el a făcut aranjamentul în stil bossa nova. Tu îți dai seama, da? Atâta de fain și atât de frumos a cântat, da, mi-a plăcut. Și iată, eu am avut mare noroc. Da, și am avut mare noroc, uite, ca acest vers să fie scris de marele poet și dramaturg Dumitru Matkovski. Da. Atâta de frumos a descris, doamna, îți dai seama, Aure, piesa anul ăsta face 38 de ani. Eu la anii aceia nu m-am gândit că eu pe viață am să-mi fac un cadou muzical de ziua mea de naștere, pentru că eu sunt născut la fel, doamna, pe data de 25 septembrie. Da, și, de grabă ești, da, de grabă am să chiui. Da. Și uite, ce toamnă de noi. Da, și toamnă frumoasă. Bun, hai, am la alte întrebări. Da. Spune-mi, te rog, eu nu știu, tu ai vorbit în foarte multe interviuri, dar totuși, poate pentru cei care pentru prima dată poate aud de la tine, de unde până unde a început muzica la voi în casă? Fiindcă doar voi doi, tu și Irina, și apropo, voi doi vă asemănați între voi, sunteți blonzi cu ochii albaștri. Eu ce spun? Eu mă uit la tine și o văd pe Irina. Știi, atât de tare asemănați, Doamne! Pe cuvânt, atât de tare asemănați. Da, nu știu mai... Numai voi cumva ați pășit pe calea muzicii, da? Așa să înțeleg eu, da? Și de unde au pornit? Cine? Mama, tata? De unde au pornit dorința asta și dragostea asta de a face muzică? Aura, am mai vorbit noi în interviul nostru, pentru că vorba ce e, tot noi suntem, știi? Da. Și, de la mama. Pentru că mama, ea de tânără cânta și făcea o acrobatică, știi, la Casa de Cultură. Și după aceea a cântat, nu știu, la vreo 30 ceva de ani în corul bisericesc.
Ei îi plăcea să cânte, știi? Și așa cred eu, pentru că de acum, când eram la vreo, hai să spun, în clasa 1, 7, 8, 9, 10 anișori, bunița, ca așa îi spuneam, bunița, mama mamei noastre, ea locuia mai aproape de școală și iarna, ca să nu merg prin zăpadă, prin știi, rămâneam, dar cât iarna dure. Și eu învățam la acordeon și bunica ne cânta cântecele de altă dată, coasa sau podispaneț sau fata pochii sau știi, da, niște... pe timpul celea care încă, de când era ea fată mare, știi? Și eu prindeam. Și eu așa mi-am dat seama, fiind copil de atunci, că de la bunița s-a tras mamei, pentru cu toate că ele au fost 6 fiici la părinți, știi? 6 fete. Și numai doar lui mama. Celelalte au fost pe calea medicinii. Și atunci mama când a văzut că eu ca băiat, știi? Și a început de acum să înaintez, ba la o petrecere, ba la alta, ba nu știu ce, nu știu cum, știi? Și când s-a născut Irina, undeva pe la un anișor, doi, Irina foarte dezvoltată și nu știu ce, eu am auzit-o pe ea că cântă intonația corectă, știi? Și am început cu ea să mă ocup. Și iată așa, la grădiniță, la școală, în fața oglinzii, în casa mare, dar facem repetiții. De atunci duietul fraților, bine? Eu absolveam clasa 10, Irina clasa 1 era. Diferența 10 ani trebuie, Irina îi place să spună de 10 ani, da. Știi? Dar ca tare undeva la, practic la 9, dar nici 9. În fine. Da. Și da, la festivaluri școlare și așa mai departe. Și când acum eu am venit la Chișinău, ei, mama s-a împăcat cu eu am visul meu, știi? Dacă n-am... Apropo, Irina a învățat la școala de pictură și da. Eu am luat-o de la clasa 8-a, fără să nu știi părinții. Am mers la Colegiul Neagă. Părinții nici atâta n-au știut după ce eu aflat. Spus că nu bludnici copilul ăsta pentru că ea e fată, mâine poi mâine trebuie să căsătorească. Las-o, nu bludnici. Du-te tu cu muzica ta, da. Da. Părinții au vrut să devin medic. Da, știu. În halat alplă. Știu, și tu îmi pare că și-ai făcut medicină. Da, acolo mai mult am cântat. Da. În fine, adică asta cunoaște lumea. Dar când a fost să fie, să ne vadă părinții, la în seara de Revelion. Florile dragostei, da, cândva. Da. Nu le-am spus. Ei plângeau, da, de bucurie. Și au înțeles atunci că asta este, știi? Asta este. Da, auzi, uite, Irina, eu așa mă uit că Irina nu iese din cuvântul tău. Deci tu atunci ai luat-o, trebuie chestii. Nu, dar ei cu mișoară, ești mai Aura, mai noi ca frații, eu am crescut-o pe Irina, eu am fost dădaca Irinei, îți dai seama? Da. Nu, în tot sensul frumos al cuvântului. Păi, dar eu de asta și zic, tu pentru ea ești autoritate. Eu de multe ori îi spun Irina, crede-mă pe mine, eu sunt persoana aceea, fratele tău, care îți doresc bine, în toate, și în meserie, evident, și în viața. Da. Dar, sigur, viața personală, asta este viața personală, Irina, și ea dictează, da, ea. Da, da. Dar ceea ce ține de meseria noastră, eu, pentru că am spus de multe ori, nu o să spun nimeni. O să spună toți bine și după aceea o să te vorbesc, spate. Știi cum o să vorbesc? Da. Zic, eu sunt acela care pot să spun și de bine și de rău și eu vreau ca frate să fie bine, da? Adică, și o învăță lucruri frumoase și de multe ori îi spun, tare eu mi-aș fi dorit să având un frate mai mare sau o soră mai mare. Care să-ți dea cu viețe. Da, asta mult înseamnă, Aura, mult înseamnă, știi, cine este lângă tine, cine te ocrotește. Apropo, întrebarea mea, iată, faptul că tu ai fost lângă ea și ai fost da. Și mai mare și ai adus-o în muzică, da. Asta cumva au protejat-o pe Irina de tot felul de, hai să zicem, avansuri, chestii, știi cum? Mai cred că da. Propuneri știu, de astea da, mai da, puțin da, da. Frumoase, știi? Părerea, știi tu despre ce vorbesc. Da, părerea mea cred că da. Părerea mea, cred așa că e, da. Da, uite, în privința asta, i-a avut Irina, un mare noroc. Tu erai, știi, da, da. Și cum zic, și bodyguardul ei într-un fel, știi? Da, când
tu te ești cu o domnișoară, da? Da. Nu are importanță că ești frate sau prieten sau soț. Cu alți ochi se uită bărbații la, da? Cu stimă și cu respect, poate ei își doresc, dar el cu altă stimă. Mm-hmm. Dar să fii singură, de una singură, iată, nu tu așa te-ai lansat de una singură. Da, de una singură. Și greu, știi, și trebuie să alergi după autor de muzică, după text, după, știi, asta. Și aici, clar, eu așa consider, știi? Uh-huh. Dar asta tot frățește, știi? Tot frățește. Adică eu nici nu, știi cum? Eu nici nu atrăgeam atenția la... Bine, de multe ori, dacă suntem la aceeași vârstă, sigur că Irina are alte gânduri, știi? Nu ale mele, pentru că trebuie să mai trăiești, încă știi că noi suntem toți deștepți la o vârstă anumită, chiar față de părinți, față de cei mai mari, știi? Da. Și ție îți pare că, uite, tu atunci... uite, tu vrei așa, că eu mi-aduc aminte, eu am mai povestit în alte interviuri, Florile Dragostei, vara, anul 90, făceam repetiții. Și eu îi spuneam un lucru, Irina, era un acoperiș la Casa de Cultură, satul Grușova, unde făceam noi repetiții, etajul 2, și era o terasă, un acoperiș, știi? Și eu zic, uite, eu merg pe acoperiș, vreau să te ascult. Eu vreau să... Uite, sunt un simplu trecător care eu, de exemplu, aud pentru prima dată interpreta asta la radio. Așa. O piesă, da? Uh-huh. Eu nu o cunosc interpreta asta, nu știu ce prezintă ea, fizic și mai departe. Eu vreau să mă îndrăgostesc cum cânti tu. Și îmi cântec. Și ea, știi ce îmi spunea? Că nu, că cânticul ăsta nu-mi place, cânticul ăsta, eu vreau să cânt nu știu ce. Știi? Cum este tinerimea de astăzi, engleză, chestii, adică nu. Fato, ascultă-mă, domașca, că eu domașca îi spun. Da. E Badeașca, eu domașca. Ascultă-l, Badeașca. Ascultă-l, Badeașca, cânticul ăsta e a tău. Tu trebuie să-l cânti. Și cântă-l în așa fel, ca eu să mă îndrăgostesc de tine. Și cât ai chinuit, o spune. Hai, plângea! Eu asta am vrut să zic. Plângea, omule, plângea, știi? Eu știu că tu ești așa un perfecționist. Doamne, Doamne, asta numai Irina își poate spera. Câteodată mi-e, știi cum, cred că așa, știi cum, eu de multe ori spuneam, zic, băi, zic, eu trebuie să mor și să mă nasc de nou să fiu altă persoană. Precis. Măi, dar cum tu nu... Eu ce doream rău, Irina. Nu. Dar tu ești foarte pedant în toate și migălos și toate detaliile. Știi, vreau ca să fie, dar altfel cum. Tu înțelegi, altfel cum. Voi aveți merite? Da, artiștii meriți. Artiștii meriți, artiștii poporului încă nu. Nu, artiștii meriți. Dacă nu mai sunteți și voi iubiți de popor, apoi nu mai știu atunci. Care e motivul? Adică, doar pe toamne, voi deja aveți vreo 35 de ani de activitate, cam așa, dacă 33. 33, da. Din 90, da. 33. Eu am de împreună. Împreună, duietul nostru. Eu am 41, anul ăsta, dar în postură de autor, știi? Dar pentru tine contează acum, iată, meritele astea sau nu mai au rost? Mai cum? Dar tu știi că eu niciodată, știi, am trecut prin viață, trec prin viață fără... M-a dat bunul Dumnezeu, uite, cântecul tare, pentru interpret, pentru formație, pentru fraze bivol, știi? M-am gândit niciodată, știi, cu te, eu special pentru. Tu știi cineva ce mi-a spus? Mi-a zis, Anatol, tu doar numai pentru piesa, șlagăr, dar Dumnezeu a fost bun cu noi și ne-a dat câteva șlagări, știi? Câteva. Câteva zeci de șlagări. Apoi îmi spune, zici, doar numai pentru piesa Toamnele, să fi fost în altă țară, aveai să fii milionar. Da, e adevărat. Înțelegi? Dar eu, sincer îți spun, am văzut cu meseria noastră multe țări, practic tot pământul pământesc, dar pământul, și America și Canada, Europa, a fost Uniunea Sovietică, Africa. Dar eu vreau acasă. Și atunci, uite, știi care, nu vreau să fiu jălit, dar vreau să fie lucru meu, să fie estimat și bine meritat. Să fie o stabilitate, știi?
Uite, pentru că mâine mă înscriu în Partidul Pensionarilor. Da, da. Hai da. Să spun așa, apoi știi? Stai, că până la Partidul Pensionarilor, uite, hai să vorbim un pic despre drept de autor, fiindcă când vin interpreții, eu deseori abordez tema asta, fiindcă și ei singuri abordează tema asta. Eu am impresia că lumea nu prea înțelege despre ce vorbim noi. Înțelegi? Ca să înțeleagă ce înseamnă dreptul de autor. Asta când tu, fiind, iată, tot de exemplu, ai făcut un lucru, da, tu îți vinzi produsul. Iată așa și un compozitor, un autor de text, un interpret, un poet. Da. El face ceva, numai că lucrul lui nu e fizic, dar e spiritual. Da? Deci el a făcut o melodie, a scris un vers, a interpretat o melodie. Deci lucrul ăsta trebuie plătit. Și ăsta e drept de autor, ăsta e al tău, nu poate să-l ia nimeni, absolut. Și dacă tu vrei să-l asculți, vrei să-l valorifici, să-l folosești undeva, tu trebuie să plătești acolo o tinire și ca drept de autor, da? Așa. Autorul, celălalt care ți-a permis ca tu să folosești produsul celălalt. Acum, dreptul de autor la noi în Moldova, eu cred că tu știi cum lucrează, dar știi foarte bine, mai bine poate ca alții, fiindcă ești în Consiliu. Și eu am vrut să spun, iată, oamenilor celor care un pic nu înțeleg despre ce este vorba, ca voi să înțelegeți, în toată lumea dreptul de autor lucrează foarte și foarte bine. La noi, uite, în cazul tău, tu ai scris zeci de șlagări care au sunat, dar nu așa, la greu au sunat, zi de zi, și mai sună încă, da. Deci, aici ar trebui să fie, nu așa, dar saci cu bani, saci cu bani. La noi se... Cât costă o singură piesă? E 3 lei, da? Așa îmi pare la noi acum. E 3 lei. Bă, ca să vă dați seama, adică, 3 lei... Dar nici la 3 lei? Nici la 3 lei. Noi acum ne luptăm? Ne luptăm. Deci, ca să fie măcar așa cum a fost la 3 lei. Ca să vă dați seama, cum au coborât, la, ei vor la 1,50. La 3... Noi ne luptăm ca măcar 2,5 să fie. Deci vă dați seama, atunci când totul a explodat, și prețurile, și viața, totul absolut, peste tot se ridică prețurile, la oamenii de artă, deci vor să coboare și asta se face la nivel de stat, asta se face la nivel de guvern. Eu nu înțeleg cine stă acolo și pe cine lobează, cum se poate așa de făcut. Noi suntem în mână de artiști în țara asta, ca lumea să înțeleagă. Deci 3 lei, 3 lei costă o dată să suni piesa nu știu unde. Deci vă dați seama cât se adună într-o lună, nu cât poate să se adune, ei cât, nu... Maxim 100 de euro. Poți trăi acum cu 2000 de lei în țara asta? Cred că nu. Vrei să mă credeți. Dar asta eu nici într-un caz nu plâng. Dar da. Vorbesc realitatea ca să fiu înțeles. Da. Noi trăim pe pensia soției mele. Pe pensia soției mele. Ne străduim copiii... Să nu-i împovărați. Să nu-i, da, exact. Pentru că ei au viața lor, au copiii lor și eu știu ce înseamnă asta. Eu încă foarte mult mă bucur, Aura, că la timpul respectiv am investit în copii, în școală, în universitate, știi? Am dat tot ce este mai bun, da. Pentru că copiii trebuie să investești, exact. Știi? Două nunți frumoase am făcut, dar tu știi ce înseamnă să faci o nuntă la noi acasă. Da, și ei acum au casa lor, au familia lor, au... Dar oricum, știi, eu singur ca bărbat, ca soț, ca bunel, nu mă simt bine că nu am un bănuț în buzunar. Mai mult ca atâta. Doar știi că anul ăsta nici un bănuț nu primim de la drept de autor. Da, da, da. Și nu-ți vinovezi băieții de la drept de autor. Ei se luptă, sarmane, împreună, iată cum și noi. Dorim. Dar unde? Eu de multe ori mi-aduc aminte, ca să sunt mai pozitiv, știi, da. Vorba cântecului. Jăluim așa n-am cui. Da. Știi? Da, așa. Adică când caravana trece, când e latră, știi? Și ai senzația, cum spuneam, nimeni nu te aude. Dar ce să te audă omule dacă pe noi, știi, cei care facem artă, să zic așa, da? Nu știu, teatru, chestii, adică toată arta care este la noi în țărișoara noastră, ea nu este auzită. Da, e parcă și este și parcă nu-i, știi? Și lea-lea-lea, da? Dar ce-i lea-lea-lea? E, lasă-vă că se duce la o petrecere, la alta, așa. Dar păi stați oameni buni, ca să te duce la o nuntă, să câștigi un ban, cât de cât, pe piața noastră, da? Da? Interpreții, noi trebuie să mergem în studio, să plătim de sute de euro sau mii de euro ca să faci un clip, exact. Ca să ajungă, să vă facă bună dispoziție și sărbătoare, să vă placă o piesă, alta, ca să solicitați dumneavoastră la felicitări, la petrecere, că toți faci.
Acum, dacă asta, nu se stimează, atunci agricultorii care aduc pânica pe masă. Da, da, da. Sunt stimați? Și atunci îmi pun întrebare, băi, nici acela nu este auzit, nici noi nu suntem auziți, nici... Anatol, este, hai noi aici terminăm cu treaba asta, că o să zic că numai despre asta. Da, cum ai zis tu, jăluim, aș da nu te-ai. Nu, n-am treabă. Am vorbit așa la pozitiv, la pozitiv, știi? La pozitiv, exact. Cine a dorit, ne-a înțeles, cine n-a dorit... Eu doar am văzut întrebe că tu ai spus că gata, mă pensionez. Adică, poi mâine tu ești o măgeată, ai intrat în vârsta de pensionare. Și ce pensie o să aibă Anatol Bibă? Nu știu mai. Uite, am să mă întâlnesc peste o lună să fiu sănătos și am să spun, mai Aura, uite, dar știi ce fac acum? Auzi, știi ce fac acum? Da. Eu îmi pregătesc sacul. Da, nu măcar o cadea, îmi pui, știi, un ceai și sărbătorim. Da. Și acum, știu... Eu chiar am să te sun. Știi că am să te sun peste o lună, că o să mai fac emisiuni și în următoarele emisiuni a spus, iată, v-am promis că o să vă zic ce pensii primește Anatol Bivol, cel care a scris o sumedenie de șlagări. Noi azi le-am numit doar cândva, da? Careva, care a lucrat atâta mult în domeniul ăsta, care cu lunile nu era acasă pe timpuri, voi concertați și umblați toată lumea. E bine, dar asta e meseria care mi-am ales-o, exact, că nimeni nu este vinovat, exact, știi? Corect, dar ce înseamnă vinovat? Noi toți lucrăm undeva și cumva vrem să credem că o să avem niște bătrâneți cât de cât, înțelegi, dar nu se poate, măcar minimalul. Dar ce înseamnă măcar minimalul? Ce înseamnă un artist? Eu nu pot să-mi imaginez undeva pe psihotare un artist să adă și gândească oare și pensia sa, înțelegi? Nici în cap nu vine, cred, că așa ceva. Aura, mie, părerea mea asta este, mie mi se pare, știi, la noi, la moldoveni, uite, cu cât omul să jeluși, cu cât omul, știi, mai sărac, el e de-a nostru. Cum un pic, știi, omul ăsta a muncit o viață, are o casă decentă, are, știi, un ban, nu știu cum, sau are o afacere, gata. De acum el, așa e la noi. Iată, din păcate, asta... Noi nu știm să ne bucurăm de succesele. Te bucur, măi. Bucurați-vă, oameni buni. Asta am vrut să zic. Bucurați-vă, măi. Tu știi că la noi tu ești cumva considerat mare și tare și te iubești atunci, când, în mare parte, când ești cumva recunoscut în altă parte, atunci dar noi mergem așa, și ne batem cu pumnul în piept, dar eu îl știu. Dar sarmanul acela care a ajuns acolo, numai el știe cum a ajuns. Da. Ia spune, te rog, dacă așa de luat, care perioade pentru tine au fost cele mai dificile? Cele de atunci sau acum? Iată când ți-a fost cel mai dificil? Tu anii 90 cum ai perceput? Mulți spun că anii 90 au fost foarte grei. Eu cred că nu în cazul vostru. Auzi. Au fost cei mai buni. Da, uite, sincer răspunea, anii 90, da, știi că... Da, cu toate că erau greutăți, cu toate... Situația aceea când, eu țin minte că noi în 91 s-au închis toate formațiile la filarmonică și am rămas pe drumuri pentru că nu mai era cum aveau posibilitate să plătească avioanele, trenurile, hotelurile. Gata, nu mai era convenabil, știi? De la rublă au trecut la cupoane. La cupoane. Știi? Da. Dar nu știu, uite, Aura, tu știi că noi am cântat pe grâu, pe tărâță. E cum să știu, dar eu cum am cântat? Tot am cântat. Și pe grâu și pe tărâță nu, pe vin, pe ulei, pe nu mai țin minte ce. Pe cartofi. Pe varză, pe mai exact. Dar am cântat un concert, n-am să dau denumire localității, am cântat un concert pe un purcel. Apoi purcelul, cel până în ziua de azi vine. A, așa și mi-a bunut. El tot vine și vine. Dar asta era afară anul 91. Apropo, tu spunea, iată, că deseori vă confundau, da? Pe voi, pe frații Bivol. Frații Bivol, nu. Eu de unul singur de mai sunt confundat. Confundat cu cine? Da. Aura, eu am fost Radu Dolgan. Eu am fost Gheorghe Țopa. Ei, hai că cu Radu, parcă te-aș mai cumva potrivi, dacă Gheorghe Țopa, nu știi cum. Eu am fost Anatol Mârzienco, dar cel mai. Hai, spune. Chiar și până la ziua de astăzi. Da. Știi cu cine sunt confundat? Cu cine? Cu regretatul Anatol Dumitraș. Aha.
Mai, sunteți ambii, erați blonzi cu ochii albaștri? Da, și, da. Rar la păr, rar la păr, dar numai eu nu înțelegeam. Eu am o structură a mea, felul meu de a fi. Da, tu ești așa format, mai superior, era mai Anatol, drăbunuț, altă da. Structură, exact. Știi? Și iată, mie îmi spunea Anatol Dumitraș și altă dată și astăzi da, poate da, să-mi spună. Da. Cu toate de acum Anatol Dumnezeu să-l odihnească. Mm-hmm. Dar el era Anatol Bivol. Acum îți spun care e motivul. Tu ești Anatol, el e Anatol, Mârzienco e Anatol, voi pur și simplu lumea știe... Radu Anatol, Radu Dolgan Anatol, tot e Anatol, da. Gheorghe Țop Anatol. Nu, 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 dar voi trei sigur, că la noi lumea des ori, știi? Da. Anatol și după și asta spune de acum fără da, să gândi da, da, care da. Mai departe. Dar oricum, eu estimez băieții, colegii ăștia da, noștri, știi, și îmi face plăcere de fiecare dată pentru că, mă rog, suntem într-un domeniu și nu, știi cum, nu atrăgeam și nu mă supăram de la... Da, da, da. Dar uite un caz Anatol Dumitraș. Îmi povestea. Spuneți, băi, Anatol, fost eu invitat cu spectacolul solo a lui într-o localitate din Moldova, din Moldova și zice, băi, două săptămâni de zile postere mele, da? Da. Stau înclete pe gard la da, Casa de Cultură, da. Anatol Dumitraș, Anatol spectacol. Băi, a venit ziua spectacolului, sala arhi plină, în primul rând primarul, gospodarul satului, spectacolul se cântă, se lucrează, sala dice îl primește pe Anatol extraordinar. Asta el povestește. Da, da. Dar dacă ți-aduci tu aminte, Anatol, el numai cânta un cântec două și de acum a transpirat. Da, 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 da. Și era vară și transpira tot, a cântat băiatul spectacolul și la sfârșit de spectacol se ridică primarul în scenă să-i mulțumească. Și îi mulțumesc și că, domnul Anatol, foarte frumos concert, vă mulțumim pentru cântecele dumneavoastră, dar de ce n-ați luat-o și pe sora dumneavoastră? Chiar că vieți da. Că a sudat da. De atâta, mai de cânta și eu. De ce n-ați luat-o și pe sora dumneavoastră? Da. Înțelegi? Știi? Înțeleg. Auzi, ia că-i ca să nu transferăm și noi. Dumnezeu să-l odihnească pe Anatol, da, chiar că da, mai da. Râdem, știi? Trăim să-l pomenim. Eu așa și m-am gândit că asta îi spui, da, unde-i sora? Mm. Nu, dar pe mine nu mă miră. Că stau afișele și nu vine și-ți spune că ești... Dar apropo, tu știi că pe mine cu Ira Bivol mă confundau o perioadă. Îmi spuneau că Irina sau Nelly, dacă ceva, voi, nu știu de ce, cumva voi era... Voi aveți ceva, știi? Uite, sincer, este, de da? Ce când ți-am propus piesa? Eu singur ca bărbat îți spun. Și altă dată erau și cofurile, practic. Eram blonde, era o perioadă blonde, amândouă, da. Și chiar gestul, nu știu cum, știi? Da. Este. Eu de multe ori, iată, eu niciodată nu ți-am spus. Aha. Și tot, dacă da, ne vedem semănare. O dată în 10 ani, sau, da. Știi? Și nu mai, da. Dar uite, de multe ori, și nu înțelegeam, asta e sora mea Irina sau asta e... Nu, cred că noi suntem așa un tipaj moldovinesc, știi? Care așa cumva, multe femei cumva seamănă. Mie deseori îmi spune, dar seamănați cu verișoara mea, seamănați cu mătușa mea sau cu sora mea și eu mă gândesc, cum așa seamănă? Bărea că eu sunt ca mine, nu-i nimeni. Ei, da. Așa, mai așa este câteodată, da. Ok, interesant. Mie apropo, iată, generația voastră de artiști, voi aveți tare multe amintiri interesante și haioase, fiindcă au fost atâtea turnee și voi aveți ceva aminti. Apropo, dar poate ceva ți amintești de când umblați încă, poate cu Norocul sau încoace cu Irina. Ce ați avut voi? Ce ați vă s-a întâmplat? Mai, cu Irina, cu Norocul, am atâtea de știi cum, sincer... Dar el este în afara camerei, știi? Aha, de, ai da. Să spui pe urmă, da. Dar sunt, dar... Cu Irina. Cu Irina eram în turnee și era o vară călduroasă, la fel cum și vara asta, știi? Și într-o sală, cum să spun eu, vreo 200 de locuri. Da. Casa de Cultură, da. Club, mai bine zis, știi? Dar dacă nu era undeva la vreo 500... Adică sala arhiplină. Da. Și dice temperaturile astea și noi, într-adevăr, eram uzi, știi ce înseamnă? Da. Și
Îți aduci piesa noastră aminte, care tot șlagăr la Necee era scris pe versuri de Bădița Simeon Ghimpu. Nu mă întreba de ce e așa, iubirea așa are viața sa, ea nu răspunde la întrebări, ci doar ne poartă pe care... Nu mă întreba de ce e așa. Da. Și noi avem o măsuță și avem pahar cu apă. Și mai luăm, ne mai răcorem câte un gât de apă. Dar asta era ultimul spectacol din turneu. Așa. Și băieții ne făceau așa niște gafe, așa ca să mai râdim noi între noi. Sau noi lor, sau ei, nu știi. Se numea Spectacolul Verde. Și vreau zic, când ajunge timpul la piesa asta, Irina, eu recitam frazele astea din refren, se începea, cânteam la acordeon, după ce cânteam introducere la acordeon, eu luam de pe masă mesuța care era lângă noi, păhăruțul, și liniștit beiam un gât de apă. Da. Și liniștit eu am luat păhăruțul și un gât de apă. De acolo nu a fost apă, dar a fost vodcă. Țuică la vreo 70 de grade. Și am făcut așa, drept la regizor. Da. Îți dai seama, pe neașteptate tu iei apă, dar de aici gradele cele. Hop! Și eu am început să râde toți. Dar Irina... ea a priceput și avea cănuța ei după culis. Și s-a dus și a luat cănuța ei. Dar eu am... Da. Asta așa un caz. Da, haios și interesant. Apropo, bine, tu ziceam, noi râdim din niște cazuri haioase, dar eu știu că s-au întâmplat multe lucruri mai puțin plăcute. Vi s-au furat costumele de concert. Băi, mi s-au furat costumele, știi cum, uite... Și voi avea astea costume întotdeauna. La sărbătorile de 8 martie avem spectacole. Da. Și am venit la un spectacol la altul, știi? Am venit să luăm masa la Irina acasă. Da. Când ea locuia cu fostul ei soț, Licu. Da. Știi? Și mașina la poartă era. Noi cât am luat masa, timp de oră, de vreme, nici mai mult. De la un spectacol la altul. Să mergem când în mașină costumele furate, microfoanele furate, cablul. Știi, ne-au curățat de la și până la. Am avut și așa acasă. E bine, cabluri, chestii, dar... Știi? Cine avea să le folosească costumele astea? Totuși la voi erau ele cusute pentru voi, toți le cunoșteau. Știi, deci nu putea să fie ceva... Nu știu mai. Și până în ziua de astăzi nu s-a mai aflat nimic, chiar nici... Da. Am avut. Dar știi cum multe întâmplări, iată acum, știi... să-ți aduce aminte, ele vor și cum vrei, nu vrei să uite. Uite, acum să nu fim în emisiune și să fii, știi? Să-i aduce aminte acela. Da. Apropo, eu țin minte că Irina spunea că mămica voastră cosea, ea era croitoreasă. Da, mama croitorea și tata cezmar, știi? Iată de unde vine. Noi am fost îmbrăcățe când eram copii. Eu țin minte Irina la neagă cu rochiță, așa, pe urmă mi-a spus că erau cusute de mama și cu niște... De astea cum se numesc, manjete și Dumnezeu să-i odihnească, Păi de acolo probabil vine și gustul ăsta estetic și la tine și la Irina. Eu mă uit, voi așa vă place să vă îmbrăcați cumva așa diferit și cumva... Ei! Artistic! Eu pe Irina o țin, sorry că de-aici te întreb, ne-am dus cu Năza într-o excursie și ne-am întâlnit la aeroport și eu zic, Irina, tu ai de gând zbori amul cu avionul atâtea ceasuri? Dar ea a venit, știi cum, chiar și la aeroport... Totul trebuie să fie. Deci artista din ea nu iese nicăieri. Absolut. Deci ea trebuie să se vadă și să deosebească de toți. Absolut. Iată, este chestia asta. E frumos. Eu am noroc de fiicele mele. Generii mei care, știi, dar eu trebuie să trec prin filtrul lor. Așa chiar. Înțelegi? Da. Uite. Și eu mă bucur pe mine. Știi, pentru că ei sunt altă generație. Da. Tu ce crezi? Că eu cunosc moda de astăzi, dar ei spun data asta, uite, asta este. Dar fetele tale, apropo, seamănă, la caracter seamănă mamei, soții tale, fetele tale. Mie așa îmi par, că ele așa sunt iutișoare. Eu de la prima aș spune Doinița, ea este, știi, Pășuța, dar Luminița...
mai mulțită. Știi cum? Fata Babi și fata Moșneagului. Eu așa părerea mea, dar da, ea da, este da, mai... Da, da. Dar oricum și Luminița, știi, ea poate, știi, poate să tacă, și după aceea... Că... Știi ce mi-a spus ea, că iar la fel cu niște amintiri, vede că ele vin. Era mai... locuiam noi în Căminul Cai Ferate. Și nu știu unde ne grăbeam noi la un spectacol și trebuia să meargă și ele și nu știu, noi trebuia să le îmbrăcăm ca să prezinte interes. Sau o filmare, nu știu. Știi ce spune cea mai mică, Luminița, zice că... M-am săturat eu de zvizdourile astea. Așa-i. Copila ea, ea știi cum, auzea o vorbă altă, tata, că nu precepeau ele la timpul acela. Tata este artist, tata este autor de muzică, așa cum practic nu pricep nepoței mei acum. Unde locuiești? Tu ai apartament? Da, noi avem apartament, tot în orășelul Căi Ferate, timpul soția mea. A lucrat mulți ani de zi la Calea Ferată, contabil, și a fost în rând, știi? Și, dar pe timpurile, asta, știi, ca să înțelegi, Aură, pe timpurile Uniunii Sovietice, uite, se dădea o casă în exploatare, 10% la primărie erau pentru oamenii care lucrează în alte domenii. Da, da, uite, poate să fie din agricultură, dar poate să fie, știi? Iată așa și noi am primit. Cu toate că aveam iscălitura de la primărie, aveam iscălitura de la primul președinte a Republicii Moldovei, Mircea Sneagur, știi? Și uite, cu toate actele astea în ordine, uite, am primit, dar de fapt am așteptat mulțișoarea. Eu asta am vrut să zic, că eu țin minte, că eu cântam deja, eram în scenă, dar voi tot încă locuiați la cămin. Căi Ferate, voi ați trăit foarte mult acolo. Noi 10 ani, noi am trăit undeva la 3 gazde, da? Cum am venit în Chișinău când am fost invitat în formația legendară Noroc Contemporanu. După aceea, 10 ani de zile am locuit, nici mai mult, nici mai puțin, 10 ani la Căminul Căi Ferate și în 98 am primit casa și în 99 am trecut în apartament. Nu casa, apartament. Dar eu toată lumea le spun că noi suntem artiști bogați cu casă cu 9 etaje, știi? Dar suntem la 9. Nu, la etajul 4. Dar suntem în orășelul Căi Ferate, așa se numește. Eu prin Pășuță am văzut-o ultima dată la aniversarea Irinii, acum câțiva ani urmă, 3-4 ani urmă. Și, dar bine, eu o țin minte de mult. Ea la tine e argint viu, cum zice, știi, așa e, cu caracter, așa e toată, se vede că e de la sud, se vede și e negruț, tu blond, voi așa sunteți tare diferiți. Spune-te rog, dar eu știu, văzându-o și văzând ce caracter are, știi, cum de ea au suportat toate plecările astea tale, concertele? Băi, dacă de la bun început... Turneile, că voi cu lunile plecați, da, cu lunile, tu înțelegi? Știi, cu lunile, deci... altă dată cu 3 luni, 2 luni, da, era, știi, îți spune, era o viață mici, care, da, ea, de una, am spus că datorită ei, da... Am 2 fiici care ne mândrie. N-ați avut perioade de este când n-ați spus alege sau știi ceva, hai, ieți papușii și du-te că m-a săturat. Nu? Cum n-am avut? Ai avut? Fii serioasă, dar ca toată familia, dar cum? Și cum de ți-a reușit? Cine e totuși a fost înțeleptul? Am avut noi un caz ieșit din comun, da. Da, și ea, da, să fost eu, părerea mea, așa, să fi fost altcineva lângă mine, cred că îmi spunea, știi, bagajul și ai plecat. Ce a fost, a fost, știi. Dar eu niciodată n-am să uit. Mi-a spus așa, îți dau 1 an de zile. Să analizezi. Da, da. Da. 1 an de zile, dar ați locuit împreună? Da, da. Noi nici... știi cum? Las eu de la mine, dar lasă ea. Știi cum? Noi avem de acum, din 84, da? De la nuntă, avem niște anișori. Și vrei, nu vrei de acum... Eu de multe ori mai bine tac. Ca să fie pace, liniște. Mie îmi place, știi cum? Îți dau 100 de pâine, știi, dar tu îmi dai una. Dai din cap și spui, da. Că eu mă mai contrainez. Nu se merită, știi, și eu asta am înțeles. Și decât, știi, să stai unul într-o cameră și altul în altă cameră. Eu de multe ori spun,
Auzi, dacă erai la cămin, nici nu aveai de unde alege. Care, măi, eram cei mai bogați, eram Aura, cei mai bogați, că aveam o cameră, aveam balcon, da. Și la balcon aveam bucătărie și mai era un colțișor unde am făcut dormitor fiicelor. Noi eram cei mai bogați. Și patru asta oameni într-o odaie. Acolo am scris cele șlagări care se cântă până în ziua de astăzi, știi? Da. Fă cei mai fericiți ani. Apropo, da, gelozie a fost, totuși tu mă ierți, bărbat, în turnee, văzut. Gelozie, știi cum? Mă ales că lumea de-a mă înțeles că asta e soră și nu-i soț, soții. Da. Da? Că trebuia să duc la lucru pozele de la nuntă, știi? Aha. Eu cred că da. Deci auzi, eu cred nunte, că eu, auzi, nu, nu, poți la nuntă ca să spun că asta e soția. Virina mi este soră, dar nu este, ea mi este soția. Da. Dar cred că da, dar la mine știi cum Coțofana, ei mândră, știi? Da. Și ea undeva. Nu arăta. Nu ți-a făcut scene de gelozie, nu? Nu a fost. Nu a fost. Dar tu i-ai dat motiv? Da, cam nu. Mai, dar știi cum bărbații, știi, ca acela, cine numai nu calcă pe... Știi cum am să răspund, vrei ca să mă înțelegi? Nouă bărbaților, ni se pare de multe ori că găină altuia îi curcă, știi? Hai că e bun, găină altuia îi curcă, da. Mă înțelegi? Înțeleg, știi? Da. Și asta trebuie să treci ca să... Știi, fiecare din bărbați, știi, cam le este incomod, cam nu știu ce, știi? Dar a fost așa, știi, dar până la urmă, uite, m-am înțeles, noi am rămas cu copiii, cu... eu nu am plecat, niciodată n-am vrut să plec din, știi, cu toate greutățile, cu toate ce aveam noi în familie, că de fapt toți trec prin asta, mai devreme sau mai târziu. Dar asta mă bucur că astăzi suntem împreună și vreau să spun că cei mai buni prieteni sunt familia. Eu de acum asta pot să spun corect, concret, peste ani. Că am avut așa numiți prieteni în ghilimele, care am fost folosit, care am fost trădat, care eu, Anatol Bivol, nu-mi făceam cu numele meu, da. Una alta, dar mă sărudeam pentru ei să fac. Și eu la anii aceia nu pricepeam multe lucruri, știi? Și abandonam familia, neamul, sau, de exemplu, știi? Dar până la urmă am înțeles peste ani că cei mai apropiați prieteni, cei mai fideli, care îți vor bine, este familia. Familie. Soția mea, copiii mei, de fiecare dată, îmi vor bine. Știi? Și asta mă bucur foarte mult. Tu ai spus că ai ajutat prieteni și nu ți-ai făcut ție, dar ți-ai făcut la alții. Apropo, tu te-ai folosit de privilegii. Totuși, voi ați fost foarte cunoscuți și adorați. Uite, vrei să mă crezi. Niciodată n-am bătut. Eu ba mai mult ca atâta. Anatol, un lot de pământ ceva, nu știu. Mai mult ca atâta. Uite, sincer îți spun, acum când am imprimat piesa la Cojușna, am ținut să fac cunoștință cu primarul satului nostru, Cojușna. Dar știi de ce? Să-l invit la studio, să vadă omul unde noi am imprimat, să asculte, să fie primul. Este gospodarul satului. Dar de ce? Am să răspund. Pentru că de fiecare dată când merg în Cojușna, văd că se schimbă lucrurile. Lumină în sat avem, drumuri care n-au fost reparate, nu știu, nu știu. Adică schimbări majore sunt. Apeduc, și chiar cu lumea stau de vorbă, știi? Apropo, noi suntem în campanie electorală, el are șansa să treacă mai departe, de grabă, să alegeri locale. Știi ce i-am spus? Da. Zic, eu nu l-am numit domnul primar. Da. E un copil pentru mine, copilul la 40 de ani. Îi spun, mai Igoraș, uite, vrei să fiu sincer, iată piesa asta care ne-a dat-o bunul Dumnezeu și o cântăm despre satul nostru natal la Cojușna, crede-mă pe mine și dacă te-am invitat ca să facem cunoștință, că să nu vin la telefon să o aduc, să ascult, știi? Să facem cunoștință, apoi eu am să spun, uite, ce vorbește lumea despre tine, cojușnenii noștri, și am să spun și eu. Eu, dacă ar fi să fiu, și acum nu fac publicitate electorală, n-am treabă, eu sunt neutru. Știu, noi cu Irina toată viața n-am fost nici pentru și n-am cântat și n-am fost. Știu.
Și zic, dar să fiu în locuitor a satului Cojușnă, eu primul aș fi cel care, pentru că face lucruri frumoase și spuse de lume. Dar acum în studio te-am invitat să asculți, fiind gospodarul satului, să asculți piesa asta și nu te-am invitat ca să ne dai un loc de pământ, ca să ne dai, nu știu, un merit și așa mai departe. Nu. Noi, piesa asta, o aducem în dar tuturor cojușnenilor noștri, cu atât mai mult că dumitale nu ești cojușnean. Dar devii prin intermediul lucrurilor frumoase care lumea te stimează. Și a avut și el un aport la această piesă? Nu! Noi singuri, bănuți cu bănuți, cu Irina Bachitat. Nu, de asta și-am spus. Nu ne-am dorit așa. Nu ne-am dorit. Bun, Anatol. Eu mă uit că așa pe dispoziție bună azi suntem. Apropo, tu ești omul dispoziție, așa înțeleg eu. Ieri nu aveai dispoziția asta, dar văd că azi o ai, slavă Domnului. Eu mă pregăteam. Nu, eu singur îmi fac bună dispoziție. Dar ceea când m-ai întrebat tu, știi, am spus că, uite, sunt la dispoziția care când eu te-am sunat cu piesa. Exact. Am înțeles. Bun. Deci noi mai avem încă o rubrică. Ea se numește Blitz, dar nu înainte de a pune publicitate a încă unui partener al nostru care se numește Storax. Uite, el este producător de decor pentru fațade, da? Elemente de decor pentru fațade. Uite, și ai și un cadou de la ei, un voucher de 20%, poți să-l folosești la, uite, Doamne, cred că... și la apartament, la casă, la vilă, la Cojușna, la părinți, unde vrei. Și, la moșii. Exact. Și el e personalizat. Vezi că e scris Anatol Bivol. Deci îl folosești acolo unde dorești. 20% eu cred că e o reducere foarte și foarte bună. Iată, Doamne, numai casă a rămas. Unică tot, da. Mulțumim mult. Facem. Mergem mai departe la Blitz. Echipa care transformă obișnuitul în extraordinar. Atenție la fiecare detaliu, grijă la fiecare material decorativ, calitate în orice lucrare executată. Și indiferent de greutatea executării, profesioniștii Storax știu să facă din o casă obișnuită una specială. Elemente de fațade perfecte, durabile, stilizate după conceptul de design al fațadei, extrem de rezistente, mult reduse în greutate și foarte ușor de montat, creațiile Storax sunt exact ce trebuie pentru un efect wow al casei tale. Poți și tu beneficia de serviciile echipei Storax la numărul 068-154-234. Păi, și era o întrebare care... Da, bine, eu te mai întreb pe urmă, după Blitz, dacă ceva. Bine? Hai! Stai încă dacă am să răspund la toate. Da, nu am pipărat de astea. Blitz-ul. Da. Prima întrebare. Care din piesele scrise de tine te-ai așteptat că va deveni șlagăr, da? Nu a fost chiar așa. Ei, multe. Da? Multe. Știi, Aura, uite, e că acasă, da? Băi, lucrez la fiecare notă, știi? Mă gândesc, uite, parcă uite textul sau versul este frumos, uite Irina cântă frumos, știi, cu tembru ei, aud, cu... Parcă tot, știi, am ajuns în studio, am imprimat. Sunt mulțumit. Mergem la posturi de radio sau la televiziune. De acum merge în rotație, hai să zic, o lună, dar el de acum, deodată se simte. Se simte. În spectacole. Lumea o primește frumoșel. Dar nu e ce. Dacă nu e. Și eu stau și mă gândesc unde, textul e frumos, linia melodică la fel, interpretarea, știi? Unde nu am adăugat sare, piper, unde? Condimente, știi? Da? Condimente. Tu crezi că este, cum, motivul ești tu? Eu cred că, dar știi eu, cum? Eu cred că aici ține și din noroc. Tu știi, uite, uneori nu-ți dai seama, iată, nu degeaba zice, ziua potrivită sau dispoziția potrivită și uite, piesa ce e o prins de altă dată. Sigur că da, dar tu știi că altă dată poate un cuvânt sau o notă să nu fie la locul ei. Și gata, da? Da, eu de acum asta, da. Uite, el acasă, ai senzația că el, uite, o să fie iubită de toată lumea. Dar invers, ai avut când te-ai gândit, dar de fapt n-are cum, vezi că te-ai gândit, ei poate nu știu dacă încolo am pușcat. Cred că invers nu, dacă tu ești atât de migălos... Știi cum,
Da, dar vezi că... Da, mi-ar plăcea. Cui nu i-ar plăcea? E atât, tu știi că interpreții, de exemplu, mă sună sau îmi spun Anatol, scrie-mi un șlagăr. Știi ce le spun? Eu nu știu ce înseamnă asta. Cum eu să știu că e șlagăr? Va fi șlagăr sau da, nu, evident. Asta lumea. Exact. Lumea o preia peste da. Ani și ea de dacă place. Dacă nu, cum eu să spun? Da, bine, eu acum am îmbrat calatul, îmi beau cafeaua, țigară și, dragă dimineață, eu vă scriu șlagăr. Adică nu este o formulă, exact. Nu este, eu singur nu o cunosc. Dacă aș cunoaște, eu aș spune Aura, vrei? Sau Frații Bivol, doriți? Dacă scrim acum un șlagăr. Ne-ar trebui și la nouă astăzi, iată. Vorbesc de noi, de față de voi, de tine. Exact. Un șlagăr. Exact. Nu acelea, că acelea, da, lumea. Dar lumea vrea ceva nou să asculte. Și eu, noi ne dorim. Dar nu știi. Să dea Dumnezeu. Va fi, asta e, da. Asta. Ei, să dea Domnul să fie. Bun, a doua întrebare. Pentru ce le mulțumești părinților? Mai, părinților le mulțumesc, în primul rând, că ne-au dat viață. Că au fost oameni de omenie. Au fost lângă noi, ne-au crescut, ne-au educat. Și uite, tot ce am dorit, am avut. Mă crezi, Aura? La noi mama a fost cea care a fost aproape de noi. Tata, el a fost, el mult mi-a dat, m-a ajutat în instrumente, bani mi-a cumpărat. Și am înțeles că era tot. Foarte gospodăros. Tata, gospodăros, dar el niciodată nu îi spunea nou, știi, uite, voi sunteți, așteptam să-mi spună bravo, rare ori dacă îmi spunea ceva, dar nu. Dar mama, ea era cea care pe noi, știi, noi eram ca puișori lângă mama. Dar în rest, erau gospodari, erau, cum să spun, alături de noi. Noi, de multe ori, de acum când am ieșit din cuibul părintesc, noi de multe ori nici nu le spuneam ce facem, ei nici nu erau la... Dar totodată ne gândeam să păstrăm, uite, nu știu, să nu-i facem de rușine, știi? Pentru că... Anatol, eu știu... Știi cum? Îmi lipsesc foarte mult pentru că... Acum, pe data 30 august, mama a făcut 7 ani de când nu mai este cu noi. Și noi am fost cu familia, cu nepoție, da. La mormânt. Anatol, și eu dacă merg la mormânt, părinților, ai mei știu, eu înseamnă că am fost acasă la Cojuș. Ți-au rămas surorile la Cojuș, nu așa? Da, Marina tu, și Natasha. Apropo, tu ești unicul frate, celelalte da, surori toate. Da, noi suntem patru la părinți, da. Care eu sunt cel mai mare, Marina, Irina și Natasha. Uh-huh. Da, și ele ambele sunt la Cojușna, adică da, ai da, la cine vine noi, la Cojușna. Da, mergem la... Am înțeles. La ele, uite, dacă tot spuneai de părinți că ți-au dat tot ce e mai bun în viața asta și hai așa să trecem pe o notă mai pozitivă. Am vorbit asta și în interviu cu Irina, dar el a fost de mult, acum un an jumate, știi? Și eu mi-amintesc, întotdeauna mi-amintesc de voi când, după un spectacol, o seară de creație a mea, la circ, ții minte, da? Prima mea seară de creație, la circ a fost, atunci se făceau concert. Da. Da, și îți amintești, voi ați fost invitații mie la acea serată, mai mulți interpreți, dar ați fost și voi, evident, și încă am finalizat cu piesa voastră, prietenii mei dragi, da. După care v-am invitat acasă, la mine, toți artiștii, că haideți că eu locuiam nu departe, mămica a făcut o masă și mi-amintesc că chiar și atunci, acasă, că dacă tu ți-amintești, erau timpurile când după orice concert era banchet, era banchet, știi? Și, dar atunci v-am chemat acasă și ca să stăm mai mult timp, vroiam până dimineață. Așa. Să stăm, să ne chefăm. Și când voi, primii care v-ați sculat și v-ați pornit și eu, țineți-mi, v-am oprit și am spus, ei, unde vă duceți? Voi și vă duceți? Voi nu, chiar nu puteți să stați un pic aici, să mai stăm, la care eu și acum mi-amintesc ce ai spus tu. Da. Aurica, uite, dă-ți spun. Mama ne-a învățat așa, așa ne-a învățat părinții, a spus, nu mai ții minte, mama, tata,
O spus, mama. Da, dragii mamilor, vă duceți unde vă duceți, vă petreceți, mâncați, serviți, râdeți, dansați și vă sculați și vă duceți acasă. Așa, nu, nu vă stați mult că gospodarii îți duc, dar râsul le rămân. A, așa, eu niciodată nu am să uit chestia asta, fiindcă eu atunci când mă scol, dumneavoastră mă duc întotdeauna când spun, dar mai stați, vă rog, mai stați. Eu întotdeauna vă pominesc pe voi. Tu știi, Aura, dar tu știi că la noi se primește cu totul viceversa. Da. Gospodare pleacă, dar bivolii rămân. Da, nu prea am văzut eu așa ceva. Da, eram în turnee, apoi atât după spectacol, se făceau banchete, da, știi? Da, da. Și noi, de exemplu, seara asta sunt eu primul în autocar, da. Mâine seara, de exemplu, Irina. Da. Și apoi noi din fereastră afară, că trebuia să rămâi cu primarul, știi, cu directorul Casei de Cultură, da. Mă rog, ei te-au invitat. Da, sau, trebuie oamenii băgați în seamă. Da, și... Știi? Și trebuia să rămânem cumva la... Tot că colectivul era în autocar. Și apoi, sau eu din autocar, sau Irina. Cine a rămas râs în asta seară? Am înțeles. Bun. Râdem și azi la tema asta. Da. Altă întrebare. Deci, fă un top 3 al pieselor scrise de tine. Uite, 3 la care tu consideri cele mai... Eu am înțeles. Prima e Toamnele, asta e sigur. Da. Nu, Toamnele, uite, eu s-a vorbit azi atât de mult. Da, fiind și născut în Toamne, da, sigur că Toamnele. De ca faci, prima, două, trei, care le consideri tu. Nu știu, Doamne, tu știi, da, Zurgălăi, dar a fraților bivol? Sau, de fapt, în general, a pieselor. Măi, mi-ar plăcea, da, sigur că toate, pentru că sunt copiii mei, îți dai seama. Evident, da. Dar, măi, foarte mult, eu nici nu știu pe care să nume. Tare mult îmi place o piesă care am scris-o după ce a plecat Nea Mihai Dolgan și o cântă Radu, la nouă zile, da, după mormântare, Ruga, care o cântă Radu, și a scris textul Raisa Țăbârnă, Ruga, care ea, din păcate, nu este difuzată, Radu nu precântă, poate emoțional atunci a fost, știi, să da, poate. Dar uite, nu știu, ai auzit piesa asta sau nu, dată eu țin la piesa asta, înregistrată cu formația Noroc și la băg vocală, Liduța, botezată, și cu Irina. Clar. Da. Și mai ai vreuna? Sigur că mai am avut noroc de noroc, care am încheiat piesa am asta. Am avut noroc de noroc. Așa da, e. Închinate, eu de multe ori am spus că dacă Nea Mihai Dolgan nu-mi dădea voie piesa asta să o lansăm, pentru că eu am venit la el acasă și am spus, Nea Mihai Dolgan, ascultați, zic, asta e norocul, asta e muzica dumneavoastră, eu sunt îmbibat cu tot ce înseamnă și este Nea Mihai Dolgan, știi? Da. Și zic, dacă dumneavoastră spuneți nu, piesa asta o las pe poliță. Dacă dumneavoastră spuneți da, am așa. De a vă spune. Vrem să o cântăm împreună, frații Bivol, cu Mihai Dolgan, Lidia Botezatu și Radu Dolgan. Da? Și la tot ce a scris dumneavoastră cu note de aur, care a rămas peste ani muzica, și pentru ceea că eu am fost 3 ani de zile în această formație legendară, da? Și dumneavoastră mi-a fost primul mentor în scena profesionistă, ca muzician, ca om, ca tot și noi, într-adevăr, și eram auraș prieteni. Știi? Prieteni de familie și prieteni, așa, mult tu înseamnă. Chiar tu, ai avut noroc, 18, noroc. Cu 18 ani mai mare, Nea Mihai. Da, știi? Da, da. Și noi, eu când ceva scrieam, mergeam la Nea Mihai, cum? Pentru că vream să aud părerea, știi, unui om care a scris. Da, da, știi? Da. Și el îmi spunea, Toliță, asta e bine, Toliță, aici așa, știi? De altă dată, știi ce îmi spunea? Gândește-te, fiule. Și nu spune nimic, gândește-te. Și eu trebuia, după aceea să înțeleg peste ani, că mi-a dat voie ca eu de unul singur să mă descurc.
Acum, sigur că mi-aș dori să merg să fie Nea Mihai în viață și spune, Nea Mihai, da, cum? Și când scriu o piesă sau o înregistrăm de acum, cum ar primi-o, știi? Cum ar primi-o dinealui, știi? Da, mult. Și sigur că pentru toți muzicienii care pe parcursul anilor s-au perindat în această formație. Și când i-am povestit, și Nea Mihai când a auzit la, la el acasă, Toliță mai cânt încă o dată, că așa avea, știi, un obicei. Da. Dacă îi plăcea, așa făcea. Toliță mai cânt încă o dată, Toliță îmi spune. Da. Și eu iar, la, fără de text. Cine o scrie textul? Zic, Pavel Bichet, când atunci colaboram cu Pavel. Da. Și, bine, și i-am lui Pavel. Erau cântici cu idei care îi dădeam, dar erau cântici fără de idei. Dar asta i-am povestit, uite, tot ce a scris Nea Mihai, toate piesele, De ce plâng ghitarele, Primăvara, Cântă un artist, și ea când în text regăsești toate frazele astea, De ce plâng, Cântă un artist, Am avut noroc de noroc. Zic, și când am sărbătorit casă nouă la noi în apartament, eu i-am invitat pe ei. Și la balcon, la o țigară, cu Nea Mihai, Pavel intră, scoate textul din buzunar și citește Am avut noroc de noroc, cap-coadă. Niciun cuvânt. Știi că altădată, uite, poate cuvântul ăsta, Niciun cuvânt. Și în anul 2000, în luna aprilie, am înregistrat piesa asta. Acum 23 de ani. Și noi, de atunci, iată, până azi, sper, pe viitor, în spectacolul nostru, noi, piesa noastră de final este Am avut noroc de noroc. Da. Asta chiar e noroc. Înțelegi? E mare noroc. Și într-adevăr am avut mai aura noroc pentru că la formarea eu-lui meu au fost oameni mari. Și poeți, și interpreți, compozitori. Și de Bichet mi-amintesc așa cu dor și cu drag, atât de vreme au plecat. Ei, chiar un om minunat. Când faima ți s-a suit la cap, dacă au fost așa ceva? Deloc. Niciodată. Auzi, știi ce mă bucur eu, orice? Am niște picioare care mă țin tare în fine pe pământ și merg, uite, liniștit, nu deranjez. Da. Asta poate, știi? Asta poate, iată, și m-a salvat și pe mine, și pe Irina, cu învățam, știi, uite, de vedetismul ăsta. Tare nu mi-a plăcut cuvântul ăsta, vedete, tare nu mi-a plăcut, știi? Nu. Uite, noi suntem niște oameni publici, știi? Care suntem în țărișoara noastră, așa cum noi avem, care noi iubim și facem datoria lucru. Da. Știi, și dacă, ca în fiecare domeniu, și dacă îi mai place unui altui om ceea ce faci, înseamnă că nu mâncăm până degeaba. Știi, și asta mă bucur. Dar niciodată. Așa. De asta nici nu sufer. Știi? Nu sufer. Dacă m-ai întrebat de ce și cum, atunci sau acum, nu. Okay. Nu întreb. Și atunci au fost bine. Clar. O întrebare. Dacă ce ai fi vrut, te întreb, dar nu te-am întrebat. Parcă de toate am vorbit. Am vorbit de toate? Dar eu știi cum, iată, am vrut să te întreb așa ceva. Da. Tu ai momente când ai vrea să stai în singurătate? Am. Chiar câteodată spun la fete, măi, fetelor, măi, uite, hai azi, am o zi liberă, îmi fac eu mie de unul singur, dar și pot să mă tăvălesc în pat de unul singur, da? Adică, uite, stau, pur și simplu mă gândesc la ale mele. Sau de unul singur, știi, când? Când eu merg la dădăcit, la fetele mele. Prin parc, liniștit, sau pe stradă, și eu stau cu notele mele în gând sau cu gândurile mele. Dacă vrând, nevrând, știi eu? Da. Sau învăț cuvintele, să nu le uit. Iată, când, trecând pe... Da, clar că nu tare. Dar măcar să mâre așa, textele la piese care, dacă nu se lucrează acum, știi? Și eu singur m-am îngâit pe mine. Sau la piesele astea noi, știi? Să învăț textul, merg, azi, mai uit și apoi iar mă uit în foaie când vin acasă și apoi a doua zi, iară, știi? M-am îngâit pe mine, cum se spune. Dar prieteni ai? Hai, Anatol. Poftim? Prieteni. Măi, am, cum să spun, de exemplu, este fostul regizor de sunet, știi, care am lucrat, Patrick Carabot, 20 de ani, știi,
cum să spun, știi, eu, dacă vrei să mă crezi, eu mă tem și să pronunț cuvântul ăsta prieten, dar clar că îi țin la inima mea, știi? Și apoi am niște băieți care tot dragi undeva de vreo, să spun așa, de vreo 20 de ani, care știi că spui că până la 40 de ani îți faci prieteni, după ce ia bani, da, știi? Da, da. Dar la mine s-a întâmplat, nu știu cum, întâmplător, știi? Care nu suntem din domeniu, știi? Dar putem să, cum să spun, să avem posibilitate să mergem la un pescuit, la un peștișor de aur, da, știi? Da, da. La un 50 de grame ca bărbații, la un focușor, știi? Și asta mie îmi place. Știi cum? Dar tot e, am un coleg de clasă, Gheorghe Balan, care noi putem să nu, știi, el era plecat peste hotare și noi mai des ne vedeam decât el acum, da, este, da, lângă mine în mahalaua noastră, uh-huh, zic așa, uh-huh, și noi nu ne vedem cu ani. Eu pe dânsul tot al stimez, al respect și al port la inimă. E că am niște oameni care, dar cum să nu, știi cum, clar că nu pierd încrederea asta, dar mi-e frică, pentru că eu am trecut prin, știi, prin niște perioade, așa numesc prieteni, da. Da. Și nu vreau. Dar da, eu îi țin aici la inimă. Uh-huh. Îi stimez și îi respect. Da. Ok. Bun, Anatol. Asta a fost să fie. Asta a fost să fie. Eu îți mulțumesc mult, enorm. Uite, a fost așa un interviu frumos. Am vorbit despre toate, nu, absolut. Știu, am fost deschis, știi? Da. Sincer, dar știam am fost, că ai fi sincer. Eram altfel, convins, tu dintotdeauna ești așa. Nu, eu poate, te cunosc așa, așa, eu altfel nu te cunosc. Câteodată tu știi că pierd cu sinceritatea. Da. Noi, cu Irina, iată, nu știu de ce, știi. Dar, nu, mă, iară, tu, știi, cum... din păcate, sinceritatea nu este apreciată. Da, 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 place, da, 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 da. Dar asta este. Asta este. Eu mă bucur că am ajuns la tine. Sănătos, voios. Da. Îți urez și ție baftă, sănătate și... Mie, uite, ți-am spus la telefon. Nu-mi plăcea. Adică plăcerea nu era din partea mea, uh-huh, știi? Dar eu am mai analizat și de fapt mi-am place eu tău. Știi? Eu tău. Și am mai privit pe parcursul ăsta la ăștia 2 ani de zile. Nu cap-coadă, că n-am să fiu sincer. Da. Dar uite ca publicitate, ca, da, să știi. Da, da. Și eu mă bucur foarte mult că vin cei care tu îi inviți lumea care are ce spune, uh-huh, care au scris ceva istorie în arta noastră, știi? Da, da, da. Și pe mine asta mult. Mă bucur foarte, da, mult. Da, da, da. Eu știu că tu nu ești amator de interviu, știu, da, dar mă bucur foarte mult că nu m-ai refuzat. Chiar îmi făceam griji, zic, vei veni, nu vei veni. Gata, eu sunt plinită, frață, bibelul fost și unul și-o doilea. Asta e minunat. Așa este. Da, dar eu m-am apucat băut, așa. Hai să ciocnim, sau ce? Ciocnim, dar stai un pic, că nu de alta, dar să faci plăcerii acasă și pășuță și e ca în doi. De la a priori oana acest set romantic. A, păi să știi că asta îi aparține soției mele. Corect. Și-s două pahare. Auzi? Pentru toată răbdarea ei. Pentru toată răbdarea ei de ani buni de zile cu mine. Știi? Apoi iată, ei îi place. Îi place, evident. Dar ei îi place, uite, vinișor. Nu, sincer, mie mai mult tăria. Aha. Eu mai bine cu tărie. Dar ea îi place vineșorul, știi? Și, dar eu am să o susțin. Mulțumesc mult. Hai atunci, la sfârșit. Băi, dar cum? Auzi pe drum acum să nu mă întâlnesc cu cineva, știi? Nu, nu, nu. Știi, dacă vrei să-l pun la pachet, să nu ai tentația să te împarți cu cineva până acasă. Hai încă o dată să mai ciocnim. Sănătate multă. Îți mulțumesc încă o dată pe această cale că ai venit. Vouă succese. Și o nouă revenire în scenă. Am zis că pauza gata trebuie terminată. Deci frații Bivol sunt în forță, așa că chemați. Irina e pe loc, nu mai este gata, nu mai este plecat, am vrut să zic. Cântece noi avem, cântece noi au, arată minunat și unul și altul. Și cu drag, vreau să vă văd în spectacol. Auzi, de arăta tânăr și de a fi tânăr, două lucruri diferite. Dar oricum, mă bucur, suntem sănătoși și avem ce spune încă. Exact. Și avem publicul nostru. Aur, asta mult înseamnă, sigur, știi? Sigur. Asta sigur. Este. Atât de a ce? Fost să fie. Mulțumesc mult. Deci priviți-ne, deja sunt viitoare cu nouă invitat, dar voi neapărat lăsați acum clopoței, subscribe, like-uri, comentarii, evident, comentarii aștept, dar eu sunt sigur comentariile o să fie bune. Că parcă n-am supărat noi pe nimeni, știi? Dar dacă și-am supărat pe cineva, problema lor. Am avut gânduri pozitive.
Da, gânduri doar pozitive. Gânduri pozitive. Da. Și am vorbit realitatea pe care noi o avem. Și am avut-o. Exact. Și la tine azi așa, e un fel de... Tu azi ai scăpat de dădăcii? Da, 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 da. Păi sigur că vin... Cum așa, da. Nu, dacă este vorba de meseria mea, sigur că nicio... Da. Nu sunt, știi... Hai, sănătate. Sănătate, la mulți ani. O cauți în pulsația orașului, în ochii necunoscuți, în culorile vibrante ale istoriei. Deschizi ușile visării, trecutului, prezentului și viitorului. Este cuceritoare și de o naturalețe irezistibilă. Fetească albă, descoperă inspirația autentică în nobilul spumant brut a priorii oameni.